Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat în cadrul unei întâlniri cu presa că e nevoie de schimbarea legislației în vigoare pentru înființarea asociațiilor de proprietari. Pe viitor, se dorește accesarea fondurilor europene pentru anveloparea blocurilor de locuințe, însă acest lucru nu poate fi realizat fără acordul asociațiilor de locatari. În urma discuțiilor cu colegul meu, domnul Nicușor Cionoiu, a întâmpinat o problemă ridicată de cetățenii noștri. Nu este o problemă nouă, este o problemă care e destul de veche, pentru că în ultimii 30 de ani nu prea s-a făcut ceva în acest domeniu, și anume în ceea ce ne privește renovarea și mai precis anveloparea blocurilor. În periplul pe care l-a făcut în municipiul Călăraș, foarte mulți cetățeni au vorbit de anveloparea blocurilor, citind în toate site-urile care sunt puse la dispoziție pe internet, că sunt foarte mulți bani de atras din această zonă. Dacă stăm să ne gândim la studiile care s-au făcut, că se pot crea foarte multe locuri de muncă, undeva dacă consumăm 1 milion de euro pe anvelopare, creăm undeva la 18 locuri de muncă cel puțin. Noi ne dorim acest lucru, ne-am dorit mereu acest lucru, dar mai am ajuns la problema ca această implicare a cetățenilor în constituirea de asociații de proprietari. Dacă ne dorim așa de mult această anvelopare a acestor locuri, trebuie să avem asociații de locatari, de proprietari. Acest lucru este benefic pentru toată lumea. Pe lângă faptul că putem să anvelopăm blocurile, pe lângă faptul că putem să consolidăm și să avem acoperișuri performante din punct de vedere energetic, putem să administrăm mult mai bine părțile comune ale blocurilor, și atunci rezultatul ar fi unul foarte benefic pentru cetățenii Călărașului. Putem să spunem mai mult de atât, pentru că dacă la nivelul Călărașului sunt 1000 de blocuri, putem să discutăm de o investiție de 1 milion de euro, putem de discuta, așa cum am spus mai devreme, de foarte multe locuri de muncă și putem să discutăm de o structură asociativă în care putem negocia la un moment dat și prețurile la utilități. Dar numai dacă suntem de acord ca să creăm aceste asociații de proprietari, pentru că este în beneficiul tuturor. Vă rog, domnul senator, ce puteți să spuneți călărășenilor? Bună ziua, domnule primar. Aș vrea să vă propun ceva. Să rețineți o cifră. 10 miliarde de euro, bani proveniți prin Fondul de Dezvoltare, de Redresare și ai Băncii Europene. Acești bani pe care trebuie neapărat să-i regăsim și în județul Călăraș. 10 miliarde de euro care până în 2030 trebuie să consumați. Zilele acestea m-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni și cred că unul din trei cetățeni au ridicat această problemă acolo. Toți sunt nemulțumiți datorită faptului că blocurile arată așa urât, pentru că mare parte din căldură se scurge pur și simplu, pentru că din punct de vedere financiar cheltuiesc foarte mult. Și ca atare, împreună cu prietenul meu, cu colegul meu, cu domnul primar ales, domnul Marius Dulce, încercăm să rezolvăm aceste probleme. Problemele, în esență, ele nu sunt complicate. Cetățenii nu doresc foarte mult, ei doresc o dinamică mai bună, să spunem, a ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în municipiul Călăraș. Doresc să iasă din letargia aceasta care a existat până acum. Doresc să vadă o dezvoltare, doresc să vadă o modernizare. Sunt lucruri care, în esență, nu ne depășesc. Dar trebuie să înțelegem ceva, cum a spus și domn primar. Avem nevoie de un parteneriat. Un parteneriat care, în momentul acesta, trebuie să existe între noi și cetățeni. Ca viitor parlamentar, vă asigur că proiectele europene care vor veni în județul Călăraș nu vor fi doar pe infrastructură drum, pe infrastructură educație sau sănătate. Ele trebuie să axeze și pe partea de modernizare și renovare a acestor locuințe. Încercăm să venim în sprijinul tuturor și ca atare vă promit că în biroul parlamentar juristul se va ocupa și va acorda consultanță gratuită tuturor cetățenilor care doresc să înființeze aceste
asociații de locatari. Trebuie să înțelegem clar, cheia dezvoltării, cheia atragerii acestor fonduri o reprezintă această înființare de asociații de locatari. Poate că oamenii au dreptate, nu mai au răbdare. Poate că în momentul acesta sunt dezamăgiți de trecutul unei administrații care a promis și nu a făcut. Haideți să rezolvăm această problemă, haideți ca împreună cu toți locuitorii Călărașului să încercăm să eliminăm tot ceea ce a fost prost în administrația trecută și să eliminăm practic lăutăria din administrația asta. Am înțeles clar mesajul acestor oameni, am înțeles clar mesajul călărășenilor, dar numai împreună putem să rezolvăm toate aceste probleme care, într-adevăr, reprezintă o sincopă. E greu ca, din punct de vedere, să spunem, estetic, din punct de vedere financiar, să nu avem în acest oraș o locuință care cât de cât se semene cu o locuință europeană, o locuință modernă. Acești bani există. Haideți să-i folosim împreună. Haideți ca împreună cu toți locuitorii Călărașului să rezolvăm această problemă. Domnule Ciumani, cum îi veți convinge pe locuitori să înființeze aceste asociații? Într-adevăr, sumele sunt impresionante pentru Angelopar. Dar noi am mai avut asociații de protecție. Cum îi veți convinge? Și mai avem. Și mai avem. Încă sunt 7 asociații. Și mai avem. Deci, există și vreau să fac această consultanță gratuită ca să le acordăm tuturor acestor oameni o consultanță în care ei trebuie să înțeleagă că trebuie să asocieze. Dacă nu plecăm de la premiza asocierii, nu putem să rezolvăm această problemă, iar fondurile europene vor trece pe lângă noi. Important este ca toți cetățenii să înțeleagă că asocierea este cea mai importantă. Și vreau să vă spun în completare, a spus colegul meu, sunt foarte multe cereri și vin foarte mulți oameni de la etajele superioare, în general de la etajul 4, cu care au probleme cu infiltrațiile, au probleme de tot felul, în care primăria nu se poate implica, așa cum bine știți. Sunt proprietari, deci dacă sunt create aceste asociații de proprietari, se poate anvelopa, se pot întreține mai ușor, putem să facem tot ce trebuie pentru a realiza aceste lucruri, dar numai împreună. Dacă avem implicarea cetățenilor și își doresc aceste asociații de proprietari, atunci putem să realizăm toate aceste lucruri, putem să realizăm aceste atrageri de fonduri și putem să creăm niște condiții de viață mult mai bune. Din punct de vedere legislativ, domnule Cionoiu, ce inițiativă ați putea avea pentru a ușura, de exemplu, această înființare a asociației? Legislativ, din punct de vedere legislativ, totul este legiferat. Ceea ce nu avem și ceea ce trebuie să facem noi este cooperativizarea acestor cetățeni sau tuturor cetățenilor din județul Călăraș și puterea lor de a depăși partea personală, să spunem așa, ca să putem să înființăm aceste asociații, să creăm președinții de asociații, să putem, într-adevăr, din punct de vedere legislativ, să ajungem la fondurile europene. Legislativ, toate acestea sunt create și domnul primar poate să vă confirme acest lucru, că au mai fost inițiative și ele trebuie oarecum în momentul acesta depășite. Cel mai bine ar fi, nu știu dacă se poate interveni legislativ la un anumit moment, faptul că, așa cum am v-am spus în trecut, nu ne-a prea ajutat ghidul. Ghidul prevedea ca să fie 100% de acord în toți proprietarii să poată să producem această asociere și această să ducă mai departe la anvelopare. N-ar ajuta foarte mult dacă puteți interveni și în aceste modificări de ghiduri ca procentul de să nu fie 100%, să fie undeva la 70-75%, este un proces rezonabil din cei care trebuie să fie de acord ca să putem să realizăm aceste proiecte. Din trecut știu foarte bine că am încercat să facem, dar dacă am găsit o singură persoană care nu a fost de acord, a căzut tot proiectul și nu trebuie să se mai întâmple pentru că este păcat. Sau era plecat în străinătate și nu puteam să-l găsim. Dacă mai aveți întrebări. Da, aș mai avea o întrebare legată de bugetul primării. Ce buget ați găsit? Bugetul este de 25 de milioane de euro. Zis că se compune, partea componentă cea mai mare este la ora actuală din salarii. Undeva peste 60% din acest buget se duce pe salarii. Undeva la 30%
merge către servicii, da, și utilități, și vreau să vă spun că bugetul pe investiții undeva la rămas undeva între 8 milioane până 9 milioane de lei. Deci cam astea sunt situațiile. Avem un împrumut care știți foarte bine că s-a vehiculat. Încercăm să-l drăbuim foarte repede pentru că au fost duși bani în toate direcțiile, numai să scape de ei la momentul respectiv. Nu vreau să caut scuze, eu trebuie să găsesc soluții, nu sunt un plângăciu și n-am soluții la aceste puncte, la aceste probleme. Drept urmare, asta este realitatea, trebuie să o ducem mai departe.